În actuala legislatură a Parlamentului European, județul Hunedoara are 2 europarlamentari, aceștia fiind Iuliu Winkler din partea UDMR și Siegfried Mureșan, reprezentant al Partidului Național Liberal, ambii fiind originari din municipiul Hunedoara. Dacă nu vor exista retrageri de pe liste sau schimbări substanțiale față de rezultatele parțiale anunțate pentru alegerile din data de 26 mai, numărul europarlamentarilor hunedoreni din legislatura 2019-2024 se va dubla. Astfel, Iuliu Winkler, care a deschis lista UDMR, și Siegfried Mureșan, al treilea pe cea a liberalilor, au câștigat un nou mandat de europarlamentar. De asemenea, în Parlamentul European vor mai fi aproape cert încă 2 liberali, fiind vorba despre orăștianul Dan Motreanu și brădeanul Gheorghe Falcă, în cazul ultimului așteptându-se rezultatele finale, aceștia ocupând pozițiile 7 și respectiv 8 pe lista partidului la alegerile de duminică. În schimb, însă, brădeanca Natalia Intotero, poziția 11 pe lista PSD, dacă nu vor fi retrageri din rândul candidaților social-democrați, nu a prins un post de europarlamentar.